Măsurile portocalii seceră tot și în Dâmbovița, extrem de contestată, legea zilierilor îngroapă definitiv agricultura și industria. Angajatorii vor fi obligați să plătească un impozit de 16% pentru fiecare zilier și să scrie cu sfințenie într-un registru în care să semneze zilnic muncitorii. Legea zilierilor îi nemulțumește în egală măsură atât pe angajatori cât și pe cei care își câștigă existența lucrând cu ziua. Pe de o parte, spun angajatorii, această reglementare îi va determina să renunțe la serviciile zilierilor, iar pe de altă parte, zilierii își vor pierde și unica sursă de venit. În comuna Bolenci, cele peste 2500 de hectare de legume sunt lucrate în mare parte cu ajutorul oamenilor angajați cu ziua, iar această lege este bomboana pe colivă. Potrivit noii reglementări, angajatorii ar trebui să plătească un impozit de 16% pentru fiecare angajat cu ziua și să aibă un registru în care zilierul să semneze în fiecare zi de muncă. La Bălenci, cei mai mulți țărani folosesc muncitori cu ziua, pe care îi plătesc cu sume între 30 și 50 de lei pe zi. Noua cerință îi afectează în egală măsură și pe unii și pe alții. Țăranii spun că această lege îi va determina pe cei mai mulți să renunțe la munca zilierilor. Nu mi se pare un lucru corect, să știți. Ce trebuie să fac? Să iau dosare și să notez pe fiecare care îmi vine? Păi azi îmi vine unul, mâine îmi vine altul, trebuie să notez pe fiecare? Nu mi se pare un lucru corect, să știți. Păi și atunci cu ce rămân? Eu nu rămân cu nimic pentru treaba asta. Dom'le, și 300, și 400, pentru că le mai dăm și mâncare. Vine dimineața, îi dai mâncare, cafea. La 12 iar îi dai mâncare și la seara iar când pleacă. Și mai pui și ceva în plasă. Nu este normal să-mi iau impozit. Atâta timp că eu îi dau și mâncare, îi dau și bani și nu mi se pare corect să le dau și impozit. Domnule, nu suntem contabili și ingineri, domnule, nu suntem țărani, domnule, noi nu cu agricultura e de bază, nu creierul și scrisul pe hârtie, să știți. Noi suntem obișnuiți cu munca pământului, nu cu scrisul pe hârtie, să știți. Problema e să avem desfășurare, să avem muncă, să avem de legat. De exemplu, acum sunt blocate toate piețele, marfa e foarte ieftină și nu ne mai permite. Mai bine punem mai puțin și ne facem noi, în familie. O să renunțăm. O să renunțăm, facem, ocupăm teren mai puțin și ne programăm după cât suntem, 3-4 în familie, ne reducem la terenul și ne programăm cât avem noi de lucrat. Este foarte mult și nu avem nici ajutor chiar așa, trebuie să alergi, să ai vecine să te învețe, să... Îi mai luăm, dar v-am spus mai mult așa, între noi, în familie, soră, frate, cumnat, ne ajutăm între noi mai bine. Nu au nicio sursă de venit, un ajutor social care dacă nu... O să vină aici, o să-l piardă și pe ăla și mai bine preferă să aștepte că ăla e deja sigur. Trăim în Europa și probabil că și în Europa tot așa se procedează. Dacă în momentul în care nu putem să plătim și la stat, o să lucrăm că putem noi. Că nu putem, adică nu avem nici noi profit în momentul în care... Bună, asta e marfa, uitați, noi cultivăm ridicile astea, prețul așa cum se știe la piață. Nu ne văităm, dar trebuie să avem și noi măcar, nu cât investim să scoatem, să avem un profit acolo. Renunță la zile pentru că, să vă spun, omul, dacă nu-l plătești, nu vine la treabă, una. Și dacă trebuie să-i rup din banii care îi dai la stat, cât să iei omului? Eu gândesc, nu că e o măsură rea, dar nu avem putere noi să acoperim și cheltuielile astea. Nu e o măsură care spune, pentru că noi nu ne ajută statul cu nimic, nu numai că nu ne ajută, nu avem piață de desfacere. Da, și acum mergem la piața de asta de Angro, acolo nu se vinde, nu ne văitam, dar adevărul ăsta este. Și ce să facem, ce se poate, deci dacă nu se poate, adică omul nu poate să le cu forța la treabă, dole, eu iau tu, dumneata, muncești și eu plătesc la stat. Zic eu, măsura poate e bună pentru țară, pentru, adică mersul înainte, dar pentru omul de rând, pentru noi aici, e o măsură drastnică, adică ei omului, cât să iau pe 30, 40, 50 de lei pe zi, să zicem? Ce să-și întrețină și familie, să au și copii? Deci că vor renunța, nu pot să-i dau eu omului, doar îți dau dumneata 30, 40 de lei, dau și la stat 20 de lei, nu? Că așa ar trebui. Eu ce să zic? Facem adică cât putem cu familia. Nu mi se pare ceva normal, toate că noi muncim cu ziua, ar trebui să fim plătiți mult mai bine față de cât să plătești 400, 500, totuși e bine pentru noi. Nu e normal, pentru că sunt foarte puțini și nu e normal să ne se ia din ei. Dacă ar putea statul român să ne ajute și pe noi tineretul, să avem o viață mai bună și mai plătiți mai bine, ar fi bine să o facă. Să muncește foarte mult și foarte greu. Nu este bună.
pentru noi. Nu e bună, să știți, pentru zilieri. Eu sunt sigură că oamenii renunță. Munca asta de câmp e foarte grea, să știți. E foarte grea, că să și vede la ochiul liber, că e foarte grea, e obositoare. Viața grea și scumpă. Asta partidul ăsta al nostru, da, se ieftinească toate așa, să mai trăiască și săracii. Plătește omul pământ, plătește omul acte, plătește omul pentru mașină, plătește omul pentru tractor. Să mă plătească și pentru mine? Comuna Băleni, fiind o localitate cu 1500 de locuitori, cu 500 de hectare de solari și 2000 de hectare de legume, vă dați seama că foarte mulți cetățeni lucrează ca zilieri. În situația actuală, până la apariția noului cod al muncii, valoarea, adică cât era plătit un zilier, era în jur de 50 de lei. Acum, să vedem, cu noua reglementare, impactul care este asupra celor care iau cu ziua. Zilieri vin și din comunele vecinate, dar sunt și din comuna noastră. Oameni care au venituri mici și care își completează veniturile prin faptul că prestează munci agricole la cetățenii din Băleni, la sârbi, cum zicem noi, care cultivă legume. Legea zilierilor îngroapă definitiv agricultura, acuză țăranii dâmbovițeni. În replică, deputatul PDL de Dâmbovița, Iulian Vladu, membru în Comisia de Muncă, spune că, din contră, legea zilierilor vine în sprijinul angajatului și al angajatorului deopotrivă. Mai mult, legea zilierilor flexibilizează forța de muncă, mai spune deputatul PDL Iulian Vladu. Eu cred că vine în avantajul firmelor de a angaja zilieri, întrucât impozitul pe forța de muncă este doar de 16%, nici de cum în defavoarea angajatului sau angajatorului. Este o lege care creează flexibilitatea forței de muncă. Îi dă posibilitatea angajatului să angajeze zilieri pe o perioadă maxim de 3 luni de zile pentru fiecare persoană. Quantumul indemnizației stabilite este între 2 lei și 10 lei la oră, dar nu poate fi plătit niciun zilier mai puțin de 8 ore într-o zi. Cei care nu-și permit s-au obișnuit să folosească foarte multă forță de muncă la negru. Gândiți-vă că o impozit de 16% nu e un impozit foarte mare pentru forța de muncă. Nu e o cheltuială destul de mare. Această cheltuială se stă indemnizația care o acordă unui zilier, quantumul, se negociază și angajă jatul, îi revine doar sarcina să plătească 16% din forța. Gândiți-vă că e cel mai scăzut impozit pe forța de muncă. Este în avantajul producătorilor. Tocmai vine în sprijinul acestora. Și pentru acest motiv s-a stabilit numai anumite domenii unde poate fi angajat zilier. Domeniul este domeniul în agricultură, silvicultură, fără exploatarea lemnului și diferite munci necalificate pentru curățenie, descărcare, manipulare de mărfuri. Deci nu au dreptul să angajeze zilieri în toate domeniile de activitate, că atunci dezechilibram și creăm haos în administrarea forței de muncă pentru faptul că foarte multe societăți, și vă dau un exemplu, în construcție ar fi angajat numai zilieri. Deputatul PDL Iulian Vladu dezinformează dâmbovițenii, acuză senatorul Adrian Țuțuianu, purtător de cuvânt al USL Dâmbovița. El a precizat că legea zilierilor nu va distruge doar agricultura, ci și industria. Legea zilierilor este promovată de Partidul Democrat Liberal prin guvernul Boc. A fost susținută de același partid politic. Am votat împotrivă noi și din PSD și din PNL, motivat de faptul că această lege nu face decât să instituie biruri suplimentare, atât asupra celor care trăiesc dintr-o muncă făcută de pe zi pe alta și cărora statul român nu este în stare să le asigure un loc de muncă, cât și asupra celor care folosesc muncă de acest tip cu caracter temporar în desfășurarea în general de activități de natură casnic. De asemenea, eu cred că acest proiect de lege este și împotriva oamenilor care ar putea să fie angajați pe un contract de muncă, pentru că permițând plata
ca azilier, fără să existe niciun fel de taxe pentru ceea ce înseamnă contribuții de asigurări sociale și de sănătate, evident că mulți vor fi tentați să-și plătească oamenii în acest fel, încălcându-le în drepturi și beneficii care sunt prevăzute de legea română în vigoare. Domnule senator, colegul dumneavoastră de parlament, cei drept nu și de partid, deputatul PDL de Dâmbovița, domnul Vladu, care este membru în Comisia pentru Muncă, spune că din contră, domne, această lege a zilierilor va flexibiliza forța de muncă. Pe de-o parte, pe de-altă parte, dați-mi voie, dânsul spune că nu au de ce a se teamă țăranii dâmbovițeni pentru că nu îi afectează pe ei, ci doar persoanele juridice. Este fie domnul Vladu nu cunoaște legea și nu știe ce a votat, fie încearcă în stilul pe care el l-a brevetat prin județul Dâmbovița de a pune altceva decât ceea ce prevede corpul legii. Eu l-aș întreba mai întâi pe domnul Iulică Vladu dacă ne poate explica termenul de flexibilizare. Pentru că la sărăcia de vocabular pe care a arătat-o în diverse lor de poziție publice, nu cred că este în stare să ne explice cu propriile lui cuvinte termenii pe care îi folosește în lorile de cuvânt. Evident că afectează pe toată lumea. Când vorbim de zilieri, vorbim de toți cei care utilizează muncă cu caracter temporar, muncă făcută cu ziua de persoanele fizice din România, indiferent că vorbim de angajatori care au statut de persoană juridică sau de persoane fizice care utilizează muncă a zilierilor în activități de agricultură sau în activități casnice. Adică dumneavoastră vreți să spuneți că un membru al Comisiei de Muncă din Camera Deputaților, un reprezentant al Partidului de Guvernământ, domnul Iulian Vladu, deputat de Dâmbovița al PDL, minte? Eu spun că fie minte, fie nu înțelege. În orice caz, sunt convins că n-a înțeles ce înseamnă flexibilizare. Am învățat câteva cuvinte și le utilizează la toate discuțiile publice. Întrebat de noi, dânsul a spus că țăranii, spre exemplu, legumicultorii de la Băleni, cei de la Lungulețul, nu au de ce se teme că pe ei nu-i afectează legea asta a zilierilor. Noastră ce ziceți? Nu să nu-i afectează. Au obligația să întocmească o evidență, au obligația să facă plata pe un registru special, au obligația să dețină impozii 16%, cum să nu-i afecteze? În loc să creăm condiții pentru ca oamenii care nu au de lucru să poată lucra cu timp integral sau parțial, am inventat această categorie a zilierilor din dorința de a impozita niște venituri și așa mici obținute de acești oameni și în felul acesta de a-i supune și unui tratament juridic dezavantajos. Pentru că v-am spus, pentru zilier nu se plătește contribuție la asigurările sociale și de sănătate. Ceea ce îi va tenta, îi va pune pe unii dintre cei care angajează forță de muncă, ca în locul unui contract de muncă cu timp parțial sau pe durată determinată să angajeze zilieri. Critici dure la prevederile legii zilierilor aduc și sindicatele din industria dâmbovițeană. Prin acest pact normativ, guvernul a reglementat situația lucrătorului de mână a treia. Dacă până acum am spus că lucrătorul de prima mână este cel care are contract de muncă cu perioadă nedeterminată, urmată după nouul cod al muncii de contractul de muncă cu perioadă determinată, care revenea lucrătorului de mână a doua, mai nou s-a făcut o nouă reglementare și apare lucrătorul de mână a treia și anume zilierul, potrivit legii zilierilor. Legea zilierilor are un singur obiectiv. Obiectivul este să mai adune ceva bani la buget. Nu contează drepturile lucrătorului, în niciun caz nu este avantajat angajatorul. Angajatorul după nouul cod al muncii poate oricând să angajeze pe perioadă determinată. A inventat această lege, a pus-o în practică pentru a reglementa lucrătorul de mână a treia. Practic ce îl obligă pe cel care angajează să plătească 16% impozit pentru fiecare persoană care o angajează ca zilier, sunt niște canoane, trebuie să-ți faci un registru de evidență a zilierilor, iar pe persoana care se angajează astfel trebuie să plătească asigurările de sănătate. Repet, numai asigurările de sănătate de 5,5%. Rămâne nereglementată de niciun fel contribuțiile pentru fondul de pensii. Deci pentru perioada respectivă are obligația decât 5,5% să facă plata către casa de sănătate. Problema cea mai mare este că se creează o discrepanță uriașă între ce reglementează codul muncii actual și reglementările referitoare la salariul minim pe economie, care este 670, și ce reglementează legea zilierului.
pentru că mai nou s-a pus niște plafoane minim și maxim, adică minim trebuie să îl plătești cu minim 2 lei pe oră și maxim să nu depășești 10 lei pe oră. N-am înțeles de ce s-a pus și nici măcar maximul, că minimul să presupunem că are o logică, dar uitați-vă ce logică strâmbă are, pentru că dacă în momentul de față angajezi pe legea care există acum, dacă angajezi pe codul muncii mă refer, dacă angajezi 12 ore pe zi, cum prevede și legea zilierului, nu poate să lucreze mai mult de 12 ore pe zi, pentru alea 12 ore, 8 ore au regim de 8 ore de muncă normală, plus încă 4 ore de muncă suplimentară. Adică în regim normal, respectivul angajat ar trebui să primească 63, ceva lei, păcând dacă l-angajezi ca zilier și îi dai minim, pentru aceeași normă de muncă, adică 12 ore, dacă îl plătești cu minim, poți să-i dai 24 de lei. Deci este o aberație, deci să coboare sub reglementările de la codul muncii și reglementarea privind hotărârea de guvern privind salariul minim. Și ăștia, lucrătorii de mâna a treia, vor lucra pe bani și mai puțin în condiții perfect legale. Parlamentarul PDL de Dâmbovița, domnul Iulian Vladu, este membru în Comisia de Muncă a Camerei Deputaților. Dânsul spune că, din contră, legea zilierilor flexibilizează locul de muncă. Vine în ajutorul și în sprijinul angajatului și angajatorului. Pentru Dumnezeu, cum o flexibilizează? Deci, potrivit noului cod al muncii, poate oricând un angajator să angajeze pe perioadă determinată și îi dai un minim de protecție, așa cum e proastă, reglementată prin noul cod al muncii. Adică sub 670 de lei pe lună, la un regim normal de 8 ore pe zi, nu ai voie să-i dai. Așa zice codul muncii. Cu legea zilierului poți să-i dai mai puțin de 670 pe lună dacă lucrează 8 ore. Pentru că dacă îl încadrezi cu 2 lei pe oră, face socoteala. 2 lei pe oră, 8 ori 2, cât vine? 16 ori 20 de zile. Dacă te duci undeva la 320-340 de lei, valoare absolută. Deci de la 670 până legea zilierului, nou guvern permite angajarea pe perioadă sub titulatura de zilier, cu un salariu mult mai mic decât salariul reglementat prin lege. Țăranii din Dâmbovița spun că această lege a zilierilor va îngropa agricultura. Dumneavoastră, ca lider sindical al unei societăți comerciale din industria dâmbovițeană, ce spuneți că se va întâmpla cu această lege? Deci nu va produce, în primul rând, niciun efect. Nu o să găsiți în România niciun idiot care să se ducă să-și angajeze zilieri în condițiile pe care le reglementează legea zilierului. În primul rând, nu, deci să presupunem că ar găsi ăștia oameni de rea credință care, folosindu-se de această lege, ar putea să plătească un om atât de prost încât să-l angajeze ca zilier pentru 3 luni de zile. Însă și procedura este o grijă în plus pentru oricine, dacă este un angajator serios, fie și o persoană fizică autorizată, un țăran de la care are mai multe hectare de pământ și este înregistrat la primărie și este persoană fizică. Păi și atunci de ce au creat legea zilierilor, guvernanții? Păi ca să inventeze și cetățeanul de mâna a treia, adică zilierul. Cum este posibil ca un act normativ să încalce un alt act normativ în ceea ce privește minimul? Să ne explice și nouă cum este posibil, după noua lege făcută de ei, un angajat zilier să primească mai puțin decât minimul la nivel național. Și atunci, dacă avea o explicație logică, înseamnă că ori matematica mea pe care am învățat-o la școală e proastă, ori înseamnă că am eu o problemă. Dacă nu, înseamnă că are dânsul probleme mult mai mari. Deci n-are cum, nu ajută pe nimeni. Este o aberație, este încă un abuz pe care îl face puterea în raport cu cetățeanul. Și este un motiv în plus să căscăm bine ochii și să găsim modalități și forme de a scăpa mai repede de ei. Ce să vă spun? Noi am rămas cu gura căscată. Bine, că asumarea răspunderii este foare la ureche pentru cei care guvernează acum. Dar nu ajută pe nimeni cu nimic. În afară de faptul că ei speră să ridice, au spus ei, să ridice la suprafață undeva la 300.000 de locuri de muncă. Ei, vă imaginați? Deci 300.000 de locuri de muncă, începând acum noua lege, se vor duce oamenii și vor plăti la asigurări de sănătate. În condițiile în care, după cum v-am făcut calculul, iar 320, maxim 400 de lei. Ce mai vrea de fapt? Vrea să-i mai ia încă o taxă dacă ar putea. Deci este genant că a apărut o astfel de lege. Este încă o rușine pentru nația română și încă o rușine pentru faptul că noi putem să acceptăm astfel de porcării.